Un taximetrist din Drobeta Turnu Severin a fost depistat băul la volan, însă pentru a scăpa bazma curată a încercat să-l mitoiască pe polițistul care l-a descoperit. Tânărul agent de poliție Robert Popa, din cadrul biroului rutier, a luat însă atitudine și a sezizat autoritățile competente despre acest incident. Acum, șoferul se află sub control judiciar. În fapt, în cursul zilei de astăzi, doi agenți de poliție din cadrul IPJ Mehedinți, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au depistat pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, o persoană care conducea pe drumurile publice un autoturism în regim de taxi, iar cu ocazia testării cu aparatul alcool test, a rezultat că are o concentrație alcoolică de 0,64 mg pe litru, alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la unitatea medicală în vederea recoltării de probe biologice. În această din urmă împrejurare, conducătorul auto i-a promis și oferit ulterior unui membru al echipajului de poliție suma de 900 lei, pentru a determina pe acesta să nu întocmească actele privind constatarea săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Întreaga acțiune infracțională a fost filmată de către agenții de poliție. Persoana în cauză, care are calitatea de inculpat, a fost condusă la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, unde cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. Față de inculpat s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.